Criza politică mănâncă din rezerva valutară a BNR, prețul pentru a ține cursul sub control. În octombrie, rezerva valutară a Băncii Naționale a scăzut cu 1,37 de miliarde de euro, de la 41,2 miliarde de euro la 39,8 miliarde de euro. Pe lângă operațiunile uzuare, Banca Națională are și operațiuni de intervenție în piață pentru a controla evoluția cursului valutar atunci când apar evenimente. Criza politică de la noi, care durează de două luni, a pus presiune pe piața valutară. BNR nu spune oficial cu cât intervine pe piață pentru a nu scăpa cursul valutar din mână când apar astfel de evenimente, dar acest lucru se vede în rezervele valutare. Pentru a nu aduce o presiune în plus în economie și în societate, mai ales că România se confruntă cu această criză politică absurdă, Banca Națională a ținut practic pe loc cursul valutar în octombrie, la 4,94 de lei pentru un euro, chiar dacă ne confruntăm cu deficite mari și acum și cu această creștere a inflației. Prin vânzarea de valută, BNR intervine și pe piața monetară pentru a controla lichiditatea în lei, astfel încât să încerce să nu scape inflația de sub control, mai ales că aceasta a crescut cu mult peste așteptări. BNR speră să refacă o parte din rezerva valutară atunci când intră avansul de la Bruxelles de 3,8 miliarde de euro în contul pnr ului Până când mai primim și restul de bani, mai vedem. Oricum, criza politică are și costuri.